Ora 13, bine v-am regăsit! Medicii susțin că anumite trăsături ale feței pot indica probleme de sănătate. Doctorul Ruxandra Constantina, medic specialist apifitoterapie, trage un semnal de alarmă. Fiți atenți atunci când vă uitați în oglindă. Anumite detalii pot răda probleme importante de sănătate. Ce detalii ar trebui să ne ridice semne de întrebare? Ne spune chiar doamna doctor alături de mine în platou la această oră. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Chipul e oglinda sănătății? Ea este o glinda, fața noastră în general, este o glinda sănătății noastre fizice, psihice, emoționale. De asta avem și riduri de expresie, dacă râdem prea mult sau dacă ne încruntăm prea mult. Uh, și pielea în general, cel mai mare organ de simț, ne atrage multe semnale de alarmă. De asta e foarte bine, eu zic, dimineața când ne trezim, prima dată, până să ne machem, mergem și ne uităm în oglindă. Uh, și Zâmbim, ne zâmbim și ne spunem că arătăm bine și că ne iubim. E foarte important pentru emoție, pentru emoțional, da? După care trebuie, bineînțeles, să fim proprii doctori. Eu totdeauna am spus, în momentul când o dezechilibru este în stadiu incipient, putem să tragem un semnal de alarmă, eu ca persoană, uitându-mă în oglindă, da? În funcție de ce văd pe ochi, pe piele, de ce simt și să mă duc la doctor, nu mă tratez singur sau nu caut pe net începând cu cum să ne tratăm. Cu tot felul de buruieni uh, Și văzând Ochii, ochii în primul rând Sunt fereastra sufletului Și ne arată foarte multe Despre starea noastră fizică, psihică, emoțională Acum știm foarte bine Ce am pățit cu ochii în momentul Când s-a înroșit un ochi da, Sau amândoi Poate să fie o reacție alergică Atenție că începe alergia la ambrozie Și ochii sunt roșii Ne mănâncă curg sau poate să fie chiar o infecție bacteriană. După aceea, un ochi roșu poate să fie ca urmare de obicei unilateral, ca urmare a unui traumatism ocular, dar atenție ca urmare a spargerii unor vase printr-un puseu de hipertensiune. Și de multe ori se spune e bine că s-a spart vasul acolo, că s-a mai degajat și nu s-a dus la... Deci asta este foarte important să ne uităm și la ochi. Acum se vede și creșterea colesterolului și astea nu sunt semne bobe și doctorii le, le, le vizualizează. Pe ploape putem avea mici papule, ridicături galbene, care sunt depuneri de colesterol. Se numesc xantelasme. Iar dacă ne uităm bine în jurul irisului, adică în jurul irisului e culoarea ochiului, putem vedea un inel albicios, la fel care semnifică creșterea colesterolului. Și atunci, în primul rând, ce vom face? Vom renunța puțin la zahăr, grăsimi, alcool și vom trece pe un stil de viață mai sănătos și ne facem analizele, bineînțeles. Da, atunci când un pacient nou vă trece pragul, la ce vă uitați prima dată? Eu sunt de școala românească veche, în care, pentru care semiologia, adică să mă uit la pacient, contează foarte mult. Mulți spun că asta ține de medicină chinezească sau ayurvedică. Nu e adevărat. Medicii români totdeauna au fost buni pentru că au fost foarte buni semiologi. Adică când am terminat eu facultatea nu aveam atâtea remeneuri și ecografii și ce, ceea ce e foarte bine. Dar că trebuia prima dată să ai acea experiență și intuiție și în funcție de ce vezi să, te, să îi stabilești primul diagnostic. Și ne uităm în primul rând la piele, pentru că pielea, la nivelul feței, care se vede cel mai bine, ne arată foarte, foarte multe. Pentru că o piele palidă, albicioasă, subțire, cu aspect pergamentos, poate să uh, suscite diagnosticul de anemie. Anemie cel mai adesea prin deficit de... Fier. E valabil și pentru paloarea buzelor? Da, este asociat de obicei este și constituțional. Adică sunt mulți oameni care sunt mai paliți și își fac analizele și. Uh, sunt ok. Uh, însă sunt oameni care devin mai paliți când au multe nopți nedormite sau sunt foarte oboșiți și supra-solicitați. Dar de obicei în anemie se asociază cu paloarea aici, la nivelul mocoasei palpebrale, la nivelul gingiilor, la nivelul gurii. Da? Și însoțite, bineînțeles, de alte semne, de exemplu și limba poate fi palidă sau limba poate fi roșie și inflamată, glosita, care apare de obicei în anemia prin deficit de vitamina B12. Limba la fel ne spune multe. Știm că avem depozitele la cele albicioase care arată prezența infecției cu candida iar vârful limbii de multe ori roșu poate să arate o problemă cardiovasculară. Laturile limbii care ați văzut că au acele vene proeminente. Știți că în bătrâni te duci și te taie sub limbă ca să-ți scoată toxinele, are o explicație științifică. De ce? Pentru că zona aia este puternic irigată, corespunde proiecției ficatului și atunci, probabil că prin această tehnică pe care eu nu o recomand, se elibera, curgea sânge și se eliberau toxine. Dar dacă vedem acele vene inflamate pe marginile limbii, atenție, poate să fie o problemă hepatobiliară și diferite uh, pete, Depozite, gălbui pe centrul limbii, de obicei apar când avem probleme pe colon, inflamații sau chiar constipația, care știm că înseamnă stagnarea diferitelor toxine în organism. Bun, deci în momentul în care un pacient nou se prezintă la cabinet, în primul rând îi analizați uh, culoarea feței și uh, felul în care se prezintă pielea, cel mai mare organ exact, al nostru. Exact. În rest, și de multe ori el scoate limba, că poate la, nu la toți pacienții spun scoateți limba, depinde cu cine am de a face, dar de multe ori pacienții vin tocmai pentru că au diferite probleme ale limbii, senzație de arsură, diferite crăpături, cu investigații și tratamente la diferiți medici nu au găsit cauza. Și din fericire, chiar am reușit să descoper cauza și să cauza nu era, bineînțeles, locală, ci cauza era Internă, la nivelul uh, organelor interne. În afară deci, de piele, și față la ce ne mai uităm? Uh, buzele, uh, atenție, crăpăturile în colțurile limbii, și de multe ori apar la copii, pot să arate un deficit de vitamina B. La colțurile gurii. La colțurile gurii, crăpături aici, da? Uh, vorbim de riduri ridurile. Din ce în ce mai des. Din ce în ce mai des și fac parte din viața noastră, zis eu, Cu bune, cu rele, sunt ridurile de expresie. Deci, prima dată, ridurile la nivelul aici, la nivelul frunții, da? Ridul acela orizontale. În primul rând, că este și o, o chestie psihologică, poți să să-ți dai seama pentru cei care se încruntă tot timpul așa. Eu n-am riduri la nivelul ăsta, că în general nu mă încruz, sunt o firă optimistă. Deci ridurile orizontale poate să arate o persoană anxioasă care își face tot felul de preocupări. Dar, atenție, și aici vreau să vă spun o chestie foarte interesantă. S-a făcut un studiu în Germania prin 2018 și s-a făcut o corelație între pacienții care prezentau riduri multe și adânci la nivelul feței, și orizontale și uh, predominanța bolilor cardiovasculare. Și au văzut că există o directă uh, corelare. De ce? Pentru că de multe ori cei care mănâncă multe grăsimi animale, zahăr, uh, prezintă accentuarea acestor riduri, legat direct de ateroscleroză și de boli cardiovasculare. Deci e foarte important de subliniat la fel riduri multe, profunde, pe față și pe gât în zona aceasta, la fel s a corelat cu riscul de apariția osteoporozei. De ce? Pentru că există un deficit în cazul ăsta de colagen, iar colagenul știm că intervine și în susținerea pielii, dar și a oaselor. După aceea, ridurile mai pot fi riduri aici, între sprâncene, un rid vertical, poate să fie corelat cu diferite afecțiuni hepatice, în special pentru cei care au un stil de viață sănătos și mănâncă nesănătos. Iar pentru boala cardiovasculară, foarte interesant, sunt corelate un rid, o adâncitură aici, la nivelul lobului urechii, o crăpătură așa, da, la nivelul lobului, orizontală, asociată de multe ori cu o dispicătură între cele două narine, de multe ori și cu un nas mai roșu. Deci asta poate sugera o predispoziție spre afecțiuni cardiovasculare. Adică sunt chestii din astea care totuși au fost studiate, nu sunt simple afirmații. Fără temei științific. Și de asta e bine, de multe ori, să ne, să ne, să ne luăm și după ele. Uh, un rid orizontal aici, la nivelul nasului, între cele două sprâncene, poate sugera tendința spre alergii. Mergând mai jos, riduri la nivelul acest șanț nazolabial. Da, șanțul nazolabial care. Este mai accentuat, este mai căzut la unele persoane odată cu vârsta sau că râdem foarte mult. Deci, nicio problemă dacă este consecința râsului și a bunei dispoziții. El, însă, dacă este prelungit, poate indica diferite tulburări ale organelor genitale. Iar, unele persoane au un dublu șanț, aici, nasolabial, ceea ce indică diferite afecțiuni, atât la nivel cardiac, cât și la nivelul colonului, bineînțeles, care trebuie investigate. Și a, ajungând la nivelul bărbiei, a, este foarte important ca și la nivelul buzei superioare, ca să nu uit, pentru tulburări hormonale la femei. De ce? Pentru că ați văzut... În momentul când apar tulburări de ciclu, acneie și sindromul ovarului polichistic, apar și uh, această pilozitate care poate fi mai accentuată, deci păr pe buza superioară și la nivelul bărbiei, ceea ce la femei nu este obișnuit. Și tot în bărbie putem avea acnee. Acneea care presupune în primul rând niște tulburări hormonale și aici trebuie investigate legate de ovare policlice, de endometrioze sau pur și simplu niște tulburări hormonale la nivel estrogen, progesteron, testosteron și atenție când acnea apare la pubertate și la adolescență. Și ea se asociază, deci acnea aceasta care poate, poate, apărea pe față, menton, la nivelul pieptului, pe spate și are un impact deosebit negativ asupra vieții adolescentului și se asociază și cu un ten gras, cu multe cu mult sebum și de obicei și cu păr gras. Da, atunci când vorbim despre riduri, există o preocupare din ce în ce mai mare a femeilor să-și prelungească aspectul fizic armonios cât mai mult peste vârsta de 40 de ani, deși genetic lucrurile se schimbă, la fel ca și acum 20 sau 30 de ani. Femeile, desigur, se îngrijesc mult mai mult, investesc în fel de fel de produse pe bază de colagen. Ce credeți? În ce măsură ridurile ar trebui să ne preocupe sau nu? Eu zic că aspectul tenului și respectiv apariția prematură a ridurilor ar trebui să ne preocupe. Dar de ce mult... înseamnă prematură? Prematură înseamnă normal pe la 30 de ani nu trebuie să ai, 40 de ani, decât ușoare riduri de expresie, în funcție dacă te-ai încruntat, ai râs pup, sau ai plâns sau ai zâmbit prea mult. Ele însă pot să apară și sunt determinate, cum am spus, de un stil de viață nesănătos, pentru că frumusețea ca și sănătatea vin în primul rând din interior. Da? Și atunci ele ne preocupă și e foarte bine să folosim de la 30 de ani, de la 40 de ani, bineînțeles, diferite creme în funcție de ten, da? cu colagen, cu vitamina C, cu bioflavonoide, cu resveratrol, fiecare cu ce vrea. Putem lua și suplimente cu colagen hidrogenat, cu acid hialuronic, pentru că eu am dat, de exemplu, acum mulți ani, suplimentele acestea cu colagen și acid hialuronic pentru diferite afecțiuni osoase și pacienta a zis, -a, doctor, doi într-unul mi s-a întins și tenul și chiar mă simt mai, mai bine cu aspectul fizic. Dar, Dar pot compensa poate. toate aceste suplimente și produse? Am văzut că e o publicitate agresivă peste tot uh, uh, în privința acestor produse, suplimente pe bază de colagen și așa mai departe. Pot compensa ele un stil de viață nesănătos? Nu, niciun caz. Pentru că să fim serioși, cu toții avem un rit de viață alert, mâncăm da. când apucăm, nu produse de cea mai bună calitate, fiind mai mult plecați de acasă. E, orele da. de somn sunt din ce în ce mai puține și așa mai departe. Așa este, deci stilul de viață sănătos nu poate fi compensat cu nimic. Și putem să luăm 75.000 de suplimente colagen, oricum ele nu se absorb 100%, vă dați seama, chiar dacă e colagen hidrolog hidrolizat și mai ușor de absorbit. Cremele, nu mai zic, nu vă uitați că există stratul cornos al pielii care împiedică, deci din creme se absorbe o mică proporție și atunci compensăm cu un stil de viață sănătos care să se reflecte la nivelul pielii. Și nici operațiile estetice făcute în exces nu ne ajută cu nimic. Că degeaba vrem noi la 50-60 de ani să părem de 20-30 de ani. Nu se poate. Părem doar, de multe ori am văzut femei care au o față ridicolă, se vede clar că este, este acea inexprez, inexpresivitate. După mine, fața și ridurile, așa cum a spus și Meryl Streep, mai lăsați-mă cu ridurile, pentru că ele se exprimă trăirile mele, bucuriile, tristețile. Da? Și așa ar trebui și noi să nu devenim niște măști. Uh, care da. nu exprimă, nici nu putem să zâmbim de mult. Sunt ori. de fapt un jurnal de bord. Un jurnal de bord, exact. Da, da. Da. Să vorbim și despre ciarcăne, o altă preocupare, mai ales în rândul doamnelor. Ciarcănele apar în primul rând la ca urmare a unui stil de viață nesănătos. Adică nopți nedormite și asta dintr-o dată ne-a dat, ne-a arătat o persoană anxioasă, neliniștită care are tulburări de somn sau la cele care au un stil de viață nesănătos, consumă multă sare, alimente, nu numai sare, procesate, tip fast food. La fel deshidratarea, de multe ori se accentuează cu apariția cearcănelor și dacă aceste cearcăne sunt asociate cu edeme, adică umflare la nivelul ochiului, putem să avem afecțiuni care țin de proasta circulație și circulație limfatică în primul rând de proasta funcționare a rinichilor care ar trebui să elimine apa și toxinele. Deci așa numitele în exces. pungi sub ochi. Pungi sub ochi. De multe ori sunt determinate unii sau bilateral de diferite alergii sau chiar intoleranțe, cum este intoleranța la lactoză, la gluten, care apare, văd, la vârste de 40, 50 și chiar după, uh, inexplicabil. Explicația există. Mâncăm tot mai mult aditivat, pesticizat, și atunci organismul răbufnește și el. E adevărat că nuanța ochilor se poate schimba în funcție de anumite boli? Da, și sper că să nu ne întâlnim cu așa ceva, pentru că a, variația culorilor, culoare, culorilor ochilor poate determina poate indica apariția unor boli, mai mult sau mai puțin grave, de exemplu, când un ochi devine mai albicios, apare cataracta. Dar atenție, poate să fie vorba și de neurofibromatoză, un semn la care părinții ar trebui să fie atenți de multe ori când facem copilului poze și afecțiunea asta retinoblastomul, care este o tumoră și care poate fi asociată și cu alte tumori, Uh, apare ca un halo alb, ca o pată albă în jurul pupilei. Dar se vede efectiv când ai făcut poza și ar trebui să ne atragă atenția, nu neapărat să fie retinoblastom, dar în momentul acesta trebuie să mergem la doctor. Uh, o vedere înceciosată la fel, poate să fie cataractă, glaucom, dar am avut cazuri în care uh, pacienta a stat acasă, a zis cine știe ce s-a întâmplat și era dezlipire de retină, da? deci nu mai vedea clar și a trebuit să ajungă de urgență în operații. Da, aspectul ochilor poate ține cont și de vârstă? Cu cât vârsta e mai înaintată? Da, aspectul apar nu numai cearcănele, apar și ridurile acestea la bagăștii, care apar însă am văzut și la persoane mai tinere, persoane vesele și voiase, care râd. Sau pot, apar de multe ori diferite uh, riduri și dacă nu vedem bine și atunci încercăm să focalizăm și ne încruntăm. Da, să vorbim și despre buze. Uh, buzele În afară de paloare cele naturale, da. cu anemia, uh, cele palide cu anemia, uh, de multe ori buze intens colorate uh, dar cu diferite uh, pete vineții la nivelul lor pot sugera diferite afecțiuni ale colonului. Cum am spus, colonul, deci inflamația colonului, stagnarea prin constipație, se reflectă în primul rând la nivelul pielii. Asta este, este clar și la nivelul buzei, la nivelul uh, mucoaselor. Atenție la uh, buze roșii, rozacei, este o culoare normală. Dacă ni se umflă buzele, pot să fie reacții alergice sau legate de organe. Umflarea buzei superioare este legată de stomac, iar umflarea buzei inferioare este legată de afecțiuni la nivel intestin și colon. Umflarea naturală, post-infecție, alergie sau diferite boli, nu umflarea artificială cu acid hialuronic. Mare atenție și la aceste proceduri pentru umflarea buzelor, pentru că multe persoane, multe doamne au exagerat și după aceea s-a dus, s-a distrus totul. Deci s a distrus acea imunitate locală, iar acele persoane erau permanent cu diferite herpesuri. Și herpesul care apare la Bialda, care apare sub forma unor uh, vezicule, la început uh, apare, poate apărea o senzație de durere, de uh, arsură. E, apariția acestui herpes uh, este legat de scăderea imunității sau de diferite um, supra-solicitări fizice și psihice, stres. Ce, alte, ce alți indicatori importanți avem pentru scăderea imunității? Pentru scăderea imunității, în primul rând, avem o stare de răcim foarte ușor, răcim sau facem infecții. Infecția nu trebuie să fie doar respiratorie, poate să fie și la nivel digestiv, poate să fie și la nivel urogenital, cistite, frecvente sau tulburări de tranzit cu meteorism, balonare, digestie dificilă, poate să ne atragă atenția asupra unei imunități scăzute. De ce? Pentru că știți că am mai vorbit. În sistemul imunitar este localizat în mare parte la nivelul sistemului digestiv. Da? intestin colon în special. Și atunci, flora microbiană, acea sa profită, care este în stric echilibru cu cea rea, cu cea patologică, care ne creează diferite, trebuie păstrat acest echilibru. Deci, dacă noi, de exemplu, suntem stresați, afectează flora microbiană, dacă noi luăm multe antiinflamatorii. Dacă noi luăm antibioticele, anticoncepționalele, la fel, toate acestea distrug, sau dacă mâncăm aditivat, distrug flora intestinală și pe lângă probleme de digestie, de tranzit, vom avea clar și probleme ale imunității. Deci de multe ori chiar și la copii. Da, dar copii... se creează un cerc vicios. Avem imunitatea scăzută, facem fel de fel de infecții pe care le tratăm cu antibiotice care distrug flora și o luăm de la capăt. Exact. Cum rupem cercul? Păi trebuie rupt cercul și la... Nu mai tratăm în perioada în care am scăpat de o infecție, atunci acționăm și creștem imunitatea. Creșterea imunității este în primul rând prin stil de viață. Este cel mai important, adică alimentație sănătoasă, fructe și legume de sezon, da, evitarea, eliminarea fast-food, nemai zicând de toate băuturile acestea care ne scad imunitatea și e foarte important pentru copil. Multe legume, fructe, verdețuri proaspete. Asta în primul rând, cu hidratare ce ne mai distruge imunitatea și cum putem acționa, respectarea orelor de odihnă, se termină cu vacanța în care ne înculcam la 12.1 și ar trebui să ne impunem și noi ca părinți și copiilor uh, culcarea la ora 10 în pat și dormi că se scoală de dimineață. Deci dacă nu se scoală dimineața și nu se duce la școală, trebuie să se scoală să-și facă lecțiile. Și reducerea stresului, și este valabil și pentru noi părinții, dacă noi venim nervoși, acasă, trântim, bufnim și ne aducem toate problemele de la serviciu și copilul va fi la fel. Deci putem să facem. În cazurile în care copilul prezintă diferite deficite, de exemplu anemia, poate să genereze o stare de imunitate slabă, anemia prin deficit de fier sau anemia, deficitul de uh, vitamine din grupul B, deficitul de vitamina A. Deficitul de vitamina D e foarte important, pentru că dacă acum vara am stat mai mult sau mai puțin la soare, Acum nu vom mai sta la soare și atunci vitamina D, pe lângă faptul că favorizează sau sta la soare cu factor de protecție. Cu factor de protecție, exact. Corect. Și nu s-a mai absorbit nimic. Acum, însă, când soare, nu, acum încă soarele e puternic, dar eu zic că din septembrie și încă mai e septembrie-octombrie, am putea să, stea, să stăm în fiecare zi un sfert de oră neprotejați, da? La ora 11 12. În lunile când soarele nu mai e atât de puternic. În lunile când soarele nu mai nu mai este atât de puternic, exact. Deci vitamina D este legată strict de imunitate și recomand tuturor să ia uh, o suplimentare cu vitamina D de 1000, 2000, 4000, 5000, asta decide medicul cât, da. câtă vitamină de trebuie să luăm. La fel deficitul de vitamina C și bioflavonoide este legată de diferite deficite imunitare, dar nu trebuie să exagerăm, pentru că părinții din frica asta că iară vine școala, iar copiii încep să răcească, pompează în ei vitamine, minerale la greu, le mai dau și tot felul de siropele, sirope, sirop pentru imunitate, sirop cu multivitamine. Bun, acest sirop pe lângă multivitamine sau cătină sau măceș care foarte, sunt ok, Uh, mai Deja conțin... Am auzit prin grupurile de părinți că se pregătește bombardamentul. Se pregătește, pregătește bombardamentul. Conțin zahăr, aspartam, uh, diferite arome sintetice și vă dați seama ce bombă și calorică și de toxine băga, băgăm noi copilului da. în ideea de a-i face bine. Și îi facem mai rău. Da, ne pregătim să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Am revenit la discuția cu medicul Ruxandra Constantina despre fața oglinda sănătății. Astăzi, ce boli putem avea în funcție de aspectul feței și nu numai în funcție de aspectul nostru în general, ne oprisem la aspectul părului. Da, părul, podoaba capilară. Foarte multe persoane, doamne, la care contează aspectul și bogăția capilară, reclamă căderea părului le cade părul și au în tot încercat fără a descoperi, bineînțeles că la început căutăm o cauză, o dereglare hormonală, endocrină poate să fie de exemplu un păr care cade și este degradat un deficit de acești grași esențial de tip omega 3, 6, 9 deficit de zinc, de vitamina A de vitamina E sau de vitamina B5 și B6 dar ne găsind niciun deficit că părul poate să cadă pe stres. Este clar. Și atunci trebuie să acționăm și cu beuri care ajută pentru stres, dar să acționăm și să uh, domolim puțin acest stres cotidian plin plante de tip lavandă sunătoare. Plantele adaptogene ajută foarte bine, cum este rodiola, așvaganda, busuioc. Deci, dar atunci când se rupe părul ce semnale trage. Tot așa, un păr fragil poate să se întâmple și pe deficitele de care am spus, deci de vitamine, de minerale, de aciși grași esențial. Pentru că de multe ori avem nevoie și pentru piele și pentru păr de hidratare. Se spune apă, da, dar avem nevoie și de acești grași esențial, omega 3, 6, 9, cum am spus, pe care îi luăm din pește și ulei de pește, din uleiurile vegetale, cea mai cunoscut, cea mai bună, uleiul de măsline presat la rece, da? deficite de zinc, de seleniu și atunci, printr-un stil de viață sănătos și prin diminuarea stresului, refacem toate aceste deficite da? Dar dacă noi doar uh, rămânem în continuare stresat Și nu vrem să acționăm asupra cauzei Putem să luăm oricâte suplimente am avea da, Și de multe ori părul este agresionat De substanțele pe care le folosim pentru spălat Șampoane, încercați să folosiți Ca să ș... nu mai vorbim de vopsea Ca să nu mai vorbim de vopsea Dar nu putem renunța la ea Asta e Să încercăm să folosim însă uh, și produse de îngrijire a părului naturale. Și aici uleiurile esențiale, să știți, uleiul esențial de rozmarin, de exemplu, chiar este foarte bun și ajută la, stimulează creșterea părului pentru că stimulează circulația locală. Da, ați adus discuția legată de stres. În ce măsură stresul poate fi un factor declanșator pentru anumite boli? Ca aproximativ, cred că peste 80% dintre bolile societății moderne sunt declanșate de stres. Uh, stresul este un dușman tăcut, dar foarte eficient și puternic, pentru că uh, stresul, dacă la început, ne este benefic dar într-o situație limită, mă atacă ursul, fug. Uh, asta este un stres care m-a mobilizat. E da, dar stresul pe termen lung, și asta înseamnă că sunt supra-solicitat la servici, nu mai dor noaptea din cauza asta, o stare permanentă de oboseală, de enervare, de scăderea capacității de memorare, de concentrare, după aceea se duce pentru că, de fapt, știți ce determină stresul? Determină schimbarea compoziției chimice a sângelui. Și uh, înseamnă că vor fi eliberați în sânge mai mulți hormoni de stres, și mai puțin hormonii aia care ne relaxează, dopamină, serotonină, ocitocină. Vorbim despre indicatori care pot fi testați din punct de vedere endocrinologic, nu sunt povești. Nu sunt absolut deloc povești, că asta este, chimia sângelui este determinată de, în primul rând, de stres și de multe emoții. Da? Emoții care ne te de 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 determină, depinde ce echilibru vrem să ținem între hormonii stresului, de tip cortizol, adrenalină, noradrenalină și ceilalți serotonină, dopamină. Ce ar trebui să facem să reducem stresul? Pe lângă faptul că depinde doar de noi, sunt factori pe care îi putem să dormim mai îi putem influența să dormim mai mult, să avem o alimentație mai sănătoasă, să mai lăsăm toate problemele la ușă în momentul când ajungem acasă și stăm cu familia. Sportul ne ajută foarte mult, mișcarea, pentru că se eliberează endorfinele, da, care scad pradul durerii și ne creează o stare de bine. După aceea, plimbările în natură ne fac foarte bine. Oxitocina este numit și hormonul îmbrățișării și al încrederii și al iubirii. Deci, faptul că ne ținem de mână cu o persoană iubită, că ne îmbrățișăm cu un prieten sau ne îmbrățișăm animalul de companie este extraordinar. Nu temperat. e hormonul care se declanșează după naștere? Este hormonul care se declanșează după naștere de deci iubire și încredere. Asta transmite fătului în momentul când mama îl pune la sân. După aceea, dopamina, serotonina, deci trebuie să facem activități care ne plac și mici recompense. Mergem și ne luăm o rochie sau vreau să mănânc o prăjitură sau înghețată, nu se întâmplă nimic. Da, oferiți-vă mici recompense sau recompense, mă duc să-mi fac un masaj sau să not în piscină sau să-mi fac un tratament cosmetic. Toate astea ne creează acest echilibru pentru că sănătatea noastră de fapt ce înseamnă? O, un echilibru între fizic, psihic, emoțional, între ceea ce gândim, ce simțim, ce vorbim și ce facem. Că se spune că una gândește și alta faci. Înseamnă că nu, nu, nu ai acel echilibru. Da, nu e periculos momentul în care stresul se cronicizează și nu mai suntem conștienți de el? Mergem cu motoarele turate la maximum considerând că normalitatea e asta? Da, stresul cronic stă la baza bolilor degenerative. Și ne mirăm de ce aceste boli degenerative care înainte... Uh, apărau 50-60 de ani, apar acum la 40 de ani. Și vorbim... La ce anume? La ce boli? La boli, trebuie? ne referim la boli neurodegenerative. Alzheimer apare la vârste din ce în ce mai tineri, inclusiv la 40 de ani. Și atenție, ca vorbeam de semne. Se pare că uh, pierderea mirosului se declanșează cu aporoxima sau denaturarea lui se Uh, se declanșează cu aproximativ 5 ani Înainte de apariția altor semne de Alzheimer Deci dacă avem probleme cu miros Trebuie neapărat să mergem la un medic neuro neurolog. Bine, asta în cazul în care ea nu e contextualizată de o viroză Dar COVID, oricum, sau... sigur, mergem oricum la un orelis să vedem Sau la un neurolog să vedem despre ce e vorba da. uh, Deci dar... asta sunt bolile neurodegenerative Bolile cardio degenerative și aici vorbim de ateroscleroză, hipertensiune, infarct, infarct și AVC-uri la vârste de 30-40 de ani, vorbim de osteoartrita, Vezi tineri la 20-30 de ani că au probleme și dor genunchii, coatele, coloana vertebrală din cauza unei poziții total uh, incorect. Da, uh, vorbeam în urmă cu ceva timp și cu un medic cardiolog invitat la uh, noi la Top B1. Care spunea despre faptul că într-o gardă se întâmplă de cele mai multe ori, ca mai mult de jumătate, să fie pacienți până în 45 de ani. Deși incidența bolilor cardiovasculare cu final nefericit sau cu un deznodământ care pune viața pacientului într-un moment de cumpănă sunt din ce în ce mai frecvente. Ce, care sunt semnalele care ar trebui să ne pună pe gânduri? Că e ceva ce trebuie schimbat în viața noastră? Exact. pe păi de asta vorbeam. De ce sunt din ce în ce mai mai frecvente la Pentru că ne dorim din ce în ce mai mult. Exact. Ne supraîncărcăm. Ne supraîncărcăm. Exact. Adică punem prea multă presiune, presiune. pe noi. Și în uh, momentul când îți dorești să faci prea multe uh, și. Nici fizic, psihic nu ai puterea, la un moment dat mergi, 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 după care clachești și ajungi și în depresie și ajungi să te sinucizi că îți dai seama că nu poți. Da? Deci acest echilibru între ce putem să facem, între ce facem și este foarte important echilibru între viața profesională și viața de familie. Trebuie totdeauna să existe un echilibru. Degeaba avem o viață profesională extraordinară, suntem directori și avem atât de mulți bani, dacă în momentul când tu ajungi acasă târziu seara, nu mai ai timp nici să comunici cu familia, nici să îți îmbrățișezi copilul, nici să te duci în, în, excursii sau în concedii. Adică să petreci timp de calitate. Ați văzut că acum concediile se reduc la weekend, concediu da. de weekend sau 3-4 zile. Nu ajungem să facem așa ceva. Deci, atenție, găsiți-vă un echilibru între ceea ce vă doriți și ce puteți să faceți și totdeauna acordați-vă timp uh, pentru familie, pentru cei dragi și pentru dumneavoastră. Știți care sentimentul. Zice că fiecare sentiment are o vibrație, da? energetic vorbind. Sentimentul care, are, care ne induce cea mai mare vibrație dincolo de meditație, credință, iertare, este echilibru și iubirea față de sine. Echilibru cu mine însumi. Dacă eu sunt echilibrat cu mine însumi, înseamnă că este perfect. Pot să fac față oricăror provocări ale vieții. Concluzia acestei discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Doctorul Ruxandra Constantin a fost medic specialistă pe fitoterapie. Revenim după pauză. Am revenit, vă spun doar ce vedem de la ora 14. Vorbim despre nutriție. Adepții stilului de viață vegan vor putea savura în restaurante, începând din această lună, o nouă delicatesă. Atenție! Coaste vegane cu oase comestibile. Acest preparat va putea fi comandat atât de clienții localurilor din Marea Britanie și Uniunea Europeană, cât și de cei din Statele Unite. Toate detaliile de la fix.